Înainte de căsătorie, bine ar fi să vă pocăiți. Asta spune Biblia 2 Timotei cu doi, cu 22. Fugi de poftile de nou. Întâi te pui în regulă cu Domnul, după aia cu Doamna. Dar să admitem, așa cum ai spus, că sunt într-o fază avansată, și este foarte important să vă spuneți istoricul unul celuilalt. A fost caz în Bistrița, în care păstorul a primit bele la învol în ziua anunții. Mirele a mai fost însurat odată. Nu știa nimic, nu știa nici mireasa. Și era adevărat. Am întâlnit caz, îmi spunea un prezbiter din Hunedoara, o fată, Discuta cu un băiat din Europa, bucuroasă, gata, un băiat, vine, mister, nu știu cine. Și el îi spune, vrei să mă interesez eu de băiat acolo, dacă fost serios? Nu, că noi ne iubim. Dar într-o zi, ea se lăuda cu poza lui pe telefon și o colegă de școală îi zice, tu, eu cunosc pe băiatul ăsta, am avut o aventură cu el. Vezi că te înșală, te duci într-o excursie, dar vrea numai să-ți fure fecioria, că tu ești pocăită și ești fecioară. Nu, că noi ne iubim. Norocul de la Dumnezeu, că băiatul ăla, păcând să vină, și s-o încurca lucrurile și între timp Dumnezeu a scăpat-o. Era așa. Deci, fiți sinceri, rugați și pe alții să ceară informații. Iar dacă e vorba că află atunci pe când să se căsătorească de faptul că celălalt e prins de pornografie și asta se întâmplă că înseamnă că e prins și de masturbare, să mărturisească și celălalt, dacă vrea să accepte situația, va trebui să se lupte împreună. Doar căsătoria nu te scapă de masturbare și de pornografie, dacă nu te și pocăiești va fi un avantaj, că ești descărcat, ai cu cine te culca, cu cine întreține relații, dar patima tot nu iese. Dacă, de exemplu, o fată și-a pierdut fecioria, trebuie să spună băiatului realitatea. S-a întâmplat undeva, au discutat doi și așa sunt înșelate fetele, că lasă-mă să te lasă-mă să te sărut, că dacă nu înseamnă că nu mă iubești și dacă nu abandonezi relația și ea nepricepută, lasă. Măcar că atunci ar trebui să-i spui, n până la polul nord magnetic, la Canada. Să îngheți o leacă, să îngheți poftele, dacă ești așa înferbântat. Și i-a permis una și alta și salutul de zverginarea minții și de acolo acolo e nu știți, se alunică. Și-a pierdut fecioria. El s-a dus în țară și părinții și și stat, mă, uite, să punem înaintea Domnului, să dacă e fata asta sau nu, e păi, din faza asta, ce să mai spui înaintea Domnului? Poți să mai întrebi pe Dumnezeu când te bate, înainte, nu tot după, altceva nu să mai întreb din faza asta. Și a spus că nu-i pentru ea. Și ea nu-i pentru el. Și vine și spune, nu mă căstresc cu tine, că Domnul a zis că nu. Și a rămas așa, plângând, frate, ce să fac? Te smerești. Treci un an, doi, și mă sună, frate, uite, mă căstoresc cu al băiat să-i spun că mi-am pierdut fecioria? Neapărat. Vai, ce mă fac? N-ai cum să ții secret o viață întreagă, tot o să-i spui. Și dacă nu-i spui acum și spui peste un an, peste doi, peste cinci, o să-și piardă încrederea în tine. Și din coace valabil, de asemenea. Și mult mai rău. Am avut caz, el își pierduse fecioria și au venit să se căsătorească. Și am zis, i-a spus fete? Păi nu i am spus. Nu? Te duci și spui. Nu-i spui eu, tu și spui. Și fata a zis, nu mai mă căsătoresc. Și a venit un slujitor și mi-a zis, păi ai stricat căsătoria. Nu, n-am stricat. Ea se strica ea. Și după un an s-au căsătorit. Și ce a zis fata? L-aș fi acceptat și atunci. Da, nu aveam încredere în el pe moment, în trei săptămâni să mă căsătoresc. Doar dacă mai era și alte lucruri. De aceea trebuie să vă suportați realitatea, păcatul, să recunoașteți. Acum nu de mult m-a întrebat o o fată, deci uite, el e prins de patima asta. Păi trebuie să-l ajuți dacă te înhami. Dacă fata așa a pierdut feciuria și vrei să o iei în căsătorie, o ei, Dar nu-i mai amintește apoi. Păi tu că n-ai fost fată mare. Păi, dragă, mai luat, îți asum trecutul și nu mai povestim despre asta. Dacă nu înseamnă că nu iubești.